Un tânăr din Târgu Cărbunești a fost reținut pentru 24 de ore după ce polițiștii i-au găsit în mașină sute de artificii și petarde. Pentru că șoferul nu a putut justifica proveniența articolelor pirotehnice împotriva conducătorului auto, a fost luată măsura reținerii, iar marfa ilegală a fost confiscată. La data de 14 decembrie anul curent, polițiști în cadrul poliției orașului Târgu Cărbunești au identificat în trafic un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani din localitate, iar cu ocazia efectuării controlului autovehiculului au fost identificate două sacoșe în care se aflau materiale pirotehnice, respectiv 379 de petarde, 16 emițătoare luminoase, artificii și baterii de artificii cu 16, 19 și 36 de focuri. Conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență, deținere și transport pentru produsele pirotehnice identificate în autoturism, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor. În cauză s-a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, faptă pentru care cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj. În ultimele 3 săptămâni, polițiștii gorjeni au confiscat 162 de kilograme de materiale pirotehnice deținute sau transportate ilegal. De asemenea, polițiștii au întocmit 7 dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept.